nouă casă de tip familial ce se află în incinta Complexului de Servicii Sociale Găiești a fost dată în folosință joi, 7 decembrie 2017. Noua casă de tip familial ce se află în incinta Complexului de Servicii Sociale Găiești are 14 locuri și va găzdui tineri care beneficiază de măsura de protecție specială potrivit directorului DGASPC Dâmbovița Cristiana Bucur. Această casă a fost pornită de toți sponsorii pe care vi-am citit împreună cu Fundația Sera, pentru că banii au fost virați prin Fundația Sera, noi neputând să primim bani. Este vorba de suma, valoare totală a lucrărilor de 460.160,56 lei, inclusiv TVA. Și a pornit această lucrare în 2015, finalizată acum. În această casă vor locui tineri, copii, începând cu 6-7 ani până la 26 de ani, cât permite legislația la noi pentru a părăsi sistemul de protecție a copilului. Secretarul județului Dâmbovița, Ivan Vasile Ivanov, și deputatul Oana Vlăduc au fost prezenți la Găiești, unde au participat la inaugurarea proiectului Consolidare Mansardare Corp C4, investiție realizată în urma convenției de asociere între Fundația Sera România, Consiliul Județean Dâmbovița și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița. Valoarea totală a investiției este de 460.160 lei și s-a realizat cu sprijinul mai multor sponsori. Cred că nu este nimic mai important decât să dăruim. De asemenea, mulțumesc Fundației Sera. Sper din tot sufletul să continuăm această colaborare fructuoasă și frumoasă și vreau să vă asigur de toată deschiderea noastră pentru a continua această colaborare. Acest tip de serviciu este o excepție la nivelul Direcției de Protecție a Copilului. De ce spun că este o excepție? Pentru că reforma socială presupune, în primul rând, o descentralizare și o păstrare a copilului în familie sau familie lărgită. Aceasta este elementul de bază al ceea ce înseamnă strategiei de protecție a drepturilor copilului. Au participat la eveniment și reprezentanții societăților care au avut calitatea de sponsor în cadrul acestui proiect. Avem în clasă niște colegi de la Casa de Copii și am rememorat. Soarta a făcut să pot să fac niște lucruri și am făcut-o într-adevăr din suflet. Chestia asta. Am putut să o fac alături de cei pe care tocmai ați enumerat. Sper să mai putem face și alte lucruri. Părea mea că este doar o picătură chestia asta într-un ocean, dar necesară. Și este utilă. Să sperăm. Dintre proiectele importante sprijinite de Fundația Sera în județul Dâmbovița, amintim Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Târgoviște, reabilitarea și transformarea clădirii existente în case de tip familial, Priseaca, reîntregirea, integrarea copiilor beneficiari ai unor măsuri de protecție specială și prevenirea sarcinii nedorite.